Ambulanțele din Vaslui circulă la foc continuu din cauza gerului din ultima perioadă. Solicitările multiple au dus însă și la creșterea consumului de carburant și utilități. Finanțarea la serviciu de ambulanță pe luna ianuarie este de 1.160.000 de lei. Vreau să vă zic că reușim să ne încadrăm, dar cu greutate. Datorită condițiilor meteo nefavorabile, a crescut numărul de solicitări la serviciul de ambulanță, ceea ce a dus la o creștere a consumului de combustibil, dar și a utilităților. Dacă bugetul pe luna februarie nu ajunge până la jumătatea lunii, o parte din ambulanțe vor fi trase pe dreapta, serviciul funcționând la cote de avarii.